Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, veți reveni asupra deciziei și veți permite accesul în restaurante, cinematografe, persoanelor care se testează și fac dovada că au un test negativ? Acea decizie, acea propunere a venit de la specialiști. Este o propunere pe care au susținut-o în unanimitate specialiștii. Am vorbit cu fostul ministru, Nelu Tătaru. Se pare că există voință în Parlamentul României pentru a modifica în acest sens, să se permite și cu testare. Eu sunt de acord, o voi susține dacă în Parlamentul României va fi modificată și se va introduce și testarea. E hotărâre de guvern care prevede acest lucru. Se poate modifica, au găsit și o altă variantă, veți vedea că putem să o facem și în Parlamentul României. Păi da, n-ar fi prea târziu, adică dacă am face-o prin Parlament, nu ar fi o chestiune de durată, nu o să dați o hotărâre de guvern? Parlamentul României, sensiu că atunci când vrea, ați văzut că poate să facă lucruri foarte rapid, a trebuit să, doar am strigat de câteva ori și până la urmă s-au mobilizat și au trecut și legea consumatorului vulnerabil și acum sunt sigur că vor face foarte rapid. Dacă nu fac ei, bineînțeles că vor face noi, dar cred că e bine să o facă și parlamentarii. De ce ezitați să luați această măsură dacă a venit această propunere de la Nelu Tătaru, cel care vă este și consilier în probleme de sănătate? La același timp, așa cum v-am spus, în unanimitate a fost o decizie a specialiștilor în această direcție.